Te salut, sunt Bogdan Elie, cu mine aici e Fabian. Salut! Fabian, recent, acum cred că vreo lună sau ceva de genul, a devenit clientul meu și facem video asta după 2 ore, 3 ore aproape de muncă. Da. Nu o să intrăm în detalii. Și ne-am gândit să facem un video pentru voi cei care urmăriți blogul meu, website-ul meu și așa mai departe, în care Fabian, foarte sincer, să vă spună care este experiența lui cu această sesiune, practic, de marketing strategic, de mapare strategică a proceselor într-o afacere. Fabian are o afacere pe care o să vă spun acum câteva cuvinte despre ea și în viitor, după ce site-ul lui o să fie gata și toată prezentarea afacerii și a produselor și a serviciilor, veți primi de la mine un mesaj unde o să vă invit pe site-ul lui și chiar vă recomand să lucrați împreună. Fabian, până să intrăm noi în care a fost experiența ta, spune-mi ce business ai tu și cu ce poți ajuta oamenii de afaceri și nu numai. Da, păi bun, mi-a zis să nu vorbesc în termeni din ăștia super mega Așa. corporate. Așa. Noi avem un publishing house, deci Așa. cu termenul ăsta chiar am debutat direct în corporate, și producem conținut audio-video, inclusiv design și vânzări, Perfect. ceea ce îți două categorii de multe ori făcute separat. Noi, ca și publishing house, ne-am pus împreună și oferim un pachet complet de new media, de la conținuturi video care să transmită un mesaj clientului sau să prezinte un produs, un serviciu, inclusiv la producții audio, gen spoturi de radio, și mai departe, nu doar că le facem și le dăm clientului, ne ocupăm și de vânzarea lor, cu relația care le avem la nivel național și internațional, ca să ne asigurăm că își atinge scopul. Asta este în cazul artiștilor, să spunem, celor care produc astfel să spunem, de piese sau de albume pe piață. Și în cazul persoanelor juridice, în cazul proprietarilor de afaceri. Da, exact. Și categoriile principale care să zic, care La care vă adresați voi. da, care lucrăm noi, pentru care lucrăm noi, sunt exact firmele, proprietarii de firme și persoane care au o carieră deja în artă, în domeniul artei, sau care vor să devină artiști. La mediul business, să spun așa, suntem mai, să zic, deschiși și mai fericiți să facem, pentru că aici mă ocup eu direct, în partea de artiști, de muzică, de creativitate. Îl am pe fratele meu, care e foarte bun producător. Dar de partea de business, oferim clienților de business puțină, să zic, descrierea frunții. Facem produse creative, puțin amuzante, care să ajute clientul să înțeleagă cu ce se ocupă firma aia și să zic, să realizeze o punte, o trecere dincolo de, să zic, de ceva foarte serios, foarte dur. Corporate, Da. tot. Realizăm o interfață sau, să zic, o punte, un pod de la firmă înspre client. În special, asta se întâmplă la firme. La artiști, cu ce ajutăm noi pe artiști și ce facem noi pentru artiști, sunt producții audio, sunt producții video, de videoclipuri, de trailer, de prezentare, inclusiv managementul lor până la un anumit punct, până ajutăm să punem în contact cu partenerii noștri de la București și de acolo, să zic, doar monitorizăm Am înțeles. procesul. Perfect. Ceea ce face Fabian, face la nivel profi, nu ceea ce facem noi acum. Video-ul ăsta îl filmăm cu telefonul, sper să fie calitatea audio ok, dar o să vedem după aia. Ce vreau să te întreb, Fabian, pentru cei care se uită aici și vreau să vorbești tu sincer, cum spui tu, cum simți tu, care a fost experiența ta în astea 3 ore, de la început până la sfârșit, și care crezi că este cel mai mare beneficiu pe care îl
tragic cu care pleci acum acasă după astea 2 ore sau 3 ore cât am stat aici și ce am făcut? Păi, în primul rând, astăzi, să zic așa, am clarificat multe lucruri care le aveam în minte, dar veneau și plecau. Erau lucruri care pur și simplu trebuiau făcute, dar dacă nu le-am pus niciodată pe foaie, tot îmi scăpau. Scăpau, da. Astăzi am reușit să facem un fel de sesiune de brainstorming, să scriem aici pe tablă niște strategii, să facem o mapare a întregii afaceri, cum să zic. Uh-huh. E ca și cum, să zic, mi-am luat o piatră de pe suflet. De pe suflet. În sensul că văd, e altfel, să zic, percepția. Când îți vezi gândurile scrise și poți să le corectezi aproape, zic, fizic. Le-am transpus deja, deci e un pas mare, că le-am transpus din lumea asta atât de, să zic, schimbătoare cum care e a gândurilor, le-am transpus în ceva deja fizic, mai concret, mai material, da. Cum le-am transpus aici? Le-am aruncat pur și simplu așa pe tablă? Sau cum ai perceput tot procesul ăsta? Cum te-am ghidat eu sau cum ne-am ghidat împreună în tot procesul ăsta? Deci e o întrebare, cred că aș avea trei în unul întrebarea asta. Da. Bineînțeles, cred că fără tine nu făceam nimic din asta, pentru că ai zis și la început, eu povesteam așa și trebuia să ne rezumăm la câteva cuvinte cheie, la câteva... Dar prea dată, să zic așa, am discutat, am spus tot ce ne-a trecut prin minte, tot ce am vrut să facem, tot ce credeam eu, tot ce am așa întrezăream. Și apoi am luat cuvintele cheie, am luat, să zic, noțiunile de bază. Am luat prin eliminare. Am înțeles. Dar e vorba de maparea asta, adică trecerea asta pe tablă sau pe geam, că despre geam vorbim acum aici, a avut, sau percepi în mintea ta acum, îți dai seama că a avut o structură, a avut o strategie a modului de a porni până unde să ajungem, sau pur și simplu le-am aruncat așa și ce a ieșit, a ieșit? Da, da, a avut o strategie, chiar dacă uneori, să zic, eu săream la subiect, ne concentram pe ele în ordinea în care trebuiau. Da. Bineînțeles, asta zic, de exemplu, uite chiar acolo la servicii. Da. Tot nu știam să zic, bun, dar ce? Până le-am structurat pe doar astea patru. Da, am văzut ceva. Da, că fiecare dintre astea patru categorii are subcategorii. De exemplu, video, audio, design and sales, toate astea sunt categoriile mari. Așa e. Fiecare și... Da, pot să zic că dacă nu facem o structură, dacă n-am fi lucrat după o structură, după ordine, nu am fi reușit să ajungem să completăm fiecare element în parte. Da, fiecare etapă. Cât de valoros crezi că este o astfel de, să spunem, un astfel de mod de abordare, de a lua mintea proprietarului de afaceri și de a o pune pe o tablă, pe o hârtie, într-un mod strategic, structurat, ca să iese ceea ce a ieșit astăzi aici? Cât de valoros crezi tu că e pentru tine acum și pentru viitoarele produse, servicii sau afaceri pe care le ai? Și de ce? Bun, păi acum ținem că am deja schița asta, mi-a trimis și mie pozele. Eu acum aș putea să fac, să zic, la aproape orice afacere, să o structurez după pașii ăștia. Cât de valoros e? Păi pot să tu zic sincer că... să spui, dacă e. Așa să zic o treabă de valoros, în sensul, păi n-ar avea nicio valoare, să zic, dacă nu le transpune realitatea. Absolut. Deci, de valoros, afacerea cât de mult o să fie dezvoltată, cât de mult o să fie managerată, cât de mult o să ocupe omul de ea, ce profit o să aducă. Astea, să zic, sunt etape 2-3. Dar dacă afacerea nu se punea pe roți, de fapt asta e de fapt planul după care o să construim afacerea. Dacă afacerea nici nu se punea, nici nu începea, evident, nu se ajunge la niciun tip de afaceri. Vreau să zic că ăsta e principalul lucru ca
proprietar de afaceri sau ca vizionar, când vrei să faci ceva, să-ți transpui ideile și așa cum spui tu toți și sincer, uneori chiar să nu te aminți singur, știi? Chiar să zici, bă, da sau ba, deci da sau nu, nu tot așa le ții mintea ta crezând că au vreo valoare. Da. Au valoare când le pui pe foaie, te uiți la ele, ceri feedback, testezi, îmbunătățești. Rezultate, măsuri. Da. Uh-huh. Adică n-ar avea nicio valoare orice idee de afacere dacă nu e aplicată, dacă nu e testată. Absolut. Sunt multe, multe afaceri și dau seama și despre mine. Sunt multe idei de afaceri care se nasc și mor pur și simplu în mintea omului și nu că doar mor, se renasc în frustrări. Mm-hmm. După aia că n-am dar de ce, crezi că se întâmplă asta? De ce crezi că... Sau, pentru că orice proprietate face, mă gândesc că are tot interesul sau ar avea cel puțin principial tot interesul să, să-și dea drumul la business, să-l facă. Care crezi tu că a fost, să spunem, motivul principal pentru care tu, să spunem, într-un fel sau altul, ai decis să lucrezi împreună cu mine, să lucrăm împreună la a pune pe roate business-ul ăsta al tău? Care a fost clipul? Noi ne-am cunoscut la FEA și de acolo am observat, de fapt, am înțeles importanța unui sistem strategic. Asta este. Pur și simplu, a fi antreprenor, nu e mare diferență între a fi un artist. Adică îți vine inspirație, ăsta e punctul tău forte. Ai inspirație, îți vine ideea, ai putea să faci și așa, dar te izbești de partea de disciplină, de implementare, de management, de structură astea. Ca antreprenor, ai viziune, ai idei, îți vin tot felul de strategii de marketing, adică îți vine ideea să faci tu o campanie publicitară, dar habar n-ai cum se pune în practică. Și dacă nu cunoști, să zic, oameni din domeniul ăsta sau să nu cunoști persoane care să fie mai pragmatice, poți să fii un artist neînțeles. Adică, transpus mai departe, un antreprenor neînțeles. Neînțeles. Și ai nevoie efectiv de jumătatea cealaltă, de strategie, de implementare, de acțiune. Super. Fabian, abia aștept să le punem în practică astea. Sper că și pentru voi, cei care vă uitați la film, să fie valoros. Vedeți că Fabian vorbește din suflet. Chiar ne-am gândit acum așa, dintr-o idee, m-am gândit, hai să facem video ăsta și să vedem. Voi simțiți, uitați-vă la voi, uitați-vă la video, analizați-ne pe noi, analizați ce spune Fabian, ce spun eu și vă invit pe cei care doriți, aveți business, aveți idei de afaceri, la o întâlnire să alegem soluțiile custom pentru voi. Toate cele bune, sunt Bogdan Ilie, mult succes în afaceri. Numai bine! Te salut! Ciao.